Un pacient care nu a mai fost consultat de ani de zile de medicul de familie ar trebui să completeze o riscogramă în urma căreia poate primi analize gratuite. În județul Olt, sistemul reglementat destul de clar în lege nu este aplicat de medicii de familie. Numărul de riscograme făcut este foarte mic, spre zero, să zicem, după cum și numărul de analize medicale prescrise în urma acestor riscograme este foarte mic. Noi am pus-o pe baza faptului că poate medicii de familie n-au înțeles exact despre ce e vorba, dar normele sunt destul de clare. De asemenea, nu putem să ne dăm nici împotriva laboratoarelor care nu fac aceste analize medicale, pentru că nu au trimitere pe baza cărora să le facă. Acestea se prescriu pe un formular special, distinct de biletul clasic de trimitere. Din păcate, și o spun cu regret, este vorba despre o mică rată de prescriere a acestor analize medicale de prevenție. Să spunem că la nivelul casei de sănătate au fost cumpărate de către medici de familie bilete de trimitere, pentru că acesta este procedeul pentru aceste analize medicale de prevenție. Din păcate, din aproximativ 2000 de formulare cumpărate până la această oră, au fost eliberate un număr de 10 maxim prescripții pentru prevenție. Analizele prescrise pe biletele distincte se fac pe banii laboratoarelor care sunt obligate să suporte costurile acestor servicii. Reprezentanții casei de sănătate organizează întâlniri cu medicii de familie să-i informeze despre aceste analize de prevenție. Este o prevedere clară în norme care spune că din suma anuală pe care o primește de la casa de sănătate, laboratorul trebuie să efectueze aceste analize medicale de prevenție într-un maxim de 12%, deci o sumă destul de mare. Pacienții pot cere de la medicii de familie trimiteri pentru analizele de prevenție, fără să mai fie îngrădiți de plafonul limitat de contat lunar de casa de sănătate.